La Spitalul Clinic Republican a fost instalat un termoscanner cu care poate fi măsurată febra la distanță. Aparatul lucrează în diapazonul infraroșu. Măsura este aplicată în legătură cu epidemia de gripă și a infecțiilor virale, care a fost oficial declarată de autorități. Vizitatorii Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga trec prin procedura măsurării temperaturii cu ajutorul acestui termovizor. Aparatul este instalat la recepție și permite depistarea rapidă a persoanelor cu febră. În acest fel, administrația spitalului vrea să împiedice infectarea personalului și a pacienților de către vizitatori. Paralel de asta a fost pus ca tot vizitatorii și tot personalul străin care intră în spital să fie echipat cu măști. Și toată perioada cât se află în spital, deci sunt obligați ca să nu scoată măștile. Astea. La fel a fost limitat numărul de vizitatori la pacienți, deci se permite numai o singură persoană pentru un pacient. La fel și a fost limitat și timpul de aflare la pacient, de timp mai scurt. Zilnic, Spitalul Republican este vizitat de 800 de persoane, pacienți, rudele și prietenii lor. Oamenii sunt de acord cu necesitatea aplicării acestei măsuri de precauție. Я думаю, что нормально, если чтобы выявить. Тут, видите, в отделение люди входят, мало ли, чтобы не заразить никого, не передать дальше инфекцию. Отлично даже. Chiar eu când mă simt un pic mai ca să nu deranjez pe cineva cu când chiar un strănut, îmi pun mască, așa e cel mai bine. Și prefer ca și alții fac la fel. Sunt foarte mulți oameni care au viroze și avem contact. Și după aia când venim acasă putem să ne simțim rău. Studenții străini care au aici ore practice au fost mirați de măsurile pe care le percep drept manifestarea a panicii. I personally think that a normal person who is having a normal immune system should not have any concern about it. They'll just have a cold or something, you know, normal symptoms, 2 weeks and they'll be fine. So I don't know why they are, you know, all stressed up over it. Cei de la Ministerul Sănătății spun că un asemenea aparat care măsoară febra la distanță este instalat doar la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Pe parcursul săptămânii trecute, la nivel de țară, au fost înregistrate 340 de cazuri de gripă, iar numărul total al pacienților cu viroze respiratorii a depășit 15.000.